Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o nouă citire pentru cei născuți în zodia Taurului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru februarie 2019. Mai devreme, în timp ce amestecam cărțile, ce mi-a apărut? 5 de spade, dar în poziție inversă, ceea ce e de bine, adică dacă ați avut niște argumente, niște certuri, luna asta aveți mai puține sau chiar deloc. Da, poate să fie un semn de aer mai certăreț, care luna asta e un pic mai calm, că tot vine Valentine's Day, poate așteaptă să se manifeste mai emoțional. Deci, Taur, februarie 2019. Să tai cărțile. Taur, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Vărsător. Ah, am greșit, în Taur. Poate relaționați cu un Vărsător? Pentru februarie 2019. Se pare că toate aceste greșeli care le mai facem sunt de fapt mesaje pentru unii dintre voi. Poate relaționați cu un vărsător, da? Că tot a apărut și 5 de spade. Invers. Suntem cărțile. Luna. Oh, ce frumos! Îndrăgostiții. Mercur, 5 de monede. Marte sau viața voastră publică, lumea. De ce vă este frică? E normal. De înțeles, 8 de spade. Ce vă doriți? Să fiți dumneavoastră înși. Asta e semnul taului sau al balanței. Împărăteasa. Ce frumos! Ce frumos! Ce reușiți? Wow! 4 de băte. 4 de băte. Poate puneți bazele unei relații de lungă durată? Poate aveți o petrecere, organizați o petrecere, oricum reușiți ceva frumos într-un final. Să vedem partenerul, partenera, persoana de care sunteți interesat. Regele de cupe. Cred că dacă nu e semn de apă, are foarte multe planete în semn de apă. Două de cupe. Până acum foarte frumos. Doi de băte. Nouă de pentacole sau de monede. Magicianul. Regele de... Asta sunteți dumneavoastră. Regele de monede. Cărți frumoase. Cărți frumoase. Sper că v-ați obișnuit cu felul meu de a citi. Am mai multe variante. O să le mai schimb pe parcursul lunilor acestui an. Dar nu știu de ce, eu mai puțin știu că mulți dintre voi sunteți interesați dacă veți avea un serviciu, dacă vă veți împăca. Aceste lucruri le puteți simți și din citirea colectivă, da? Dacă energia e benefică sau mai puțin benefică, da? Deci nu trebuie să pun musai o întrebare de legată de serviciu sau de împăcare sau de eu știu ce altceva. Le puteți vedea, deduce și din felul în care citesc aceste cărți. Nu întâmplător am ales să le citesc pe planete. Da? Nu întâmplător. Energia comună dintre voi doi este judecata. După ce? După o perioadă de decizie. O, ce frumos, steaua. În care a trebuit și puterea. A trebuit să vă regăsiți puterea, să vă controlați și unul și celălalt. Poate unul mai mult, altul mai puțin, să vă conectați la intuiția voastră, la spiritualitate, să vă regăsiți ce speranța, credința, poate fi un leu, poate fi un vărsător, să nu uităm eclipsele care au fost pe axa leu-vărsător, da? Ia uitați cum cărțile se așează frumos de la sine. Așa, momente importante pentru luarea unor decizii. Pentru conectarea la intuiția voastră și ce înseamnă judecata, înseamnă să vă ascultați vocea interioară, că e a voastră, că vi se șoptește de către un înger, sunteți chemați să vă ridicați dintr-o perioadă negativă, să ieșiți dintr-o perioadă negativă, dintr-o perioadă de decepții sau dintr-o stagnare. Dacă relația nu a evoluat, aveți această șansă. A doua. Da, ce aveți în suflet?
Dragi tauri, aveți îndrăgostiți. Este clar că sunteți unii dintre voi îndrăgostiți, dacă nu vă veți îndrăgosti. Ah, cățelul meu latră. Vă veți îndrăgosti în februarie. Avem doi oameni. Îmi cer scuze, trebuie să-i deschid cărțile. Deci, revenim. Această carte este superbă, mai ales în poziția lunii. Simțiți nevoia, că vorbim de lună, să vă întâlniți sufletul pereche, să comunicați cu sufletul pereche sau pur și simplu să vă îndrăgostiți, să vă găsiți acel om care vă completează foarte bine sau să fiți într-o relație, că tot până la urmă, într-un final, începeți o relație, puneți bazele dacă nu cumva sunteți într-una, să fiți într-o relație coordonată de cel de sus. Poate să fie o persoană născută în semnul gemenilor, dar nu e obligatoriu. Poate să fie o persoană născută în iunie, la fel, nu este obligatoriu. Posibil, unii dintre voi să vă doriți un contract din care să beneficiați financiar, dar nu prea aș lega această carte de lumea materială sau de lumea financiară. Spun asta pentru că undeva vă gândiți, în Mercurul vostru, aveți o carte oarecum cam tristă, să zicem, 5 de monede. Vă gândiți că nu prea aveți, unii dintre voi nu prea aveți bani sau nu aveți serviciu care v-ar putea face fericiți și din acest motiv am zis că poate unii, nu toată lumea, aveți nevoie de un contract, da, o relație, poate să fie profesională, în care să vă regăsiți, o relație financiară, profesională, în care să vă regăsiți, să aveți beneficii. Repet, aceasta este Mercur, cartea care reprezintă la ce vă gândiți, cum gândiți, ce exprimați. Poate vă gândiți la cineva care are probleme financiare și v-ați dori să-i ajutați. Poate sunteți chiar voi care puteți fi bolnavi, da, vedeți o persoană care are o cârjă. Poate ați răcit, ați făcut gripă în această perioadă și a trebuit să lipsiți de la servicii și să nu mai aveți banii cu care, eu știu, vă făceați planurile lunar, planurile de cheltuieli. Este posibil pentru unii, ca să tot dau multe variante, am senzația uneori că dacă dau așa multe variante, nu le puteți alege, dar tot sper că comunic cu oameni deschiși care sunt flexibili în gândire și puteți să vă alegeți ce vi se potrivește dintre toate aceste cărți. Deci, poate unii dintre voi, tocmai pentru că aveți probleme financiare, poate chiar și de sănătate, vă rugați. Da? E o catedrală aici, e o biserică. Mergeți la biserică, vă rugați ca să vă găsiți sănătatea, să vă găsiți o stare de confort, să vă regăsiți voi cu voi înșivă, da? Partea voastră masculină și feminină, să vă întregiți. Repet, să vă rugați și pentru bani. Până la urmă, asta e dreptul vostru, al nostru, tuturor, să avem o viață echilibrată financiar, material. Nu e un păcat, atât timp cât nu deviem și nu ducem în exces această dorință de bani. Martele vostru sau casa voastră a 10-a sau cum relaționați cu această persoană? Aveți lumea. Poate aveți planete în acest. E clar, avem Taurul deja, da? Sunteți dumneavoastră aici. Între două cicluri. Cicluri ce înseamnă perioadă lungă de încercări, de lecții. Lecții pe care, dacă în poziția aceasta, ar fi trebuit să le învățați. Poate unii dintre voi predați. Că vorbim de lecții, da? Predați. Sau, da, asta simt, altă variantă nu. Poate unii dintre voi călătoriți prin lume sau vorbiți. Îmi cer scuze.
Vorbiți despre lume. De ce vă este frică? Vă este frică să nu rămâneți într-o prea lungă perioadă de probleme financiare. Vă este frică că nu veți găsi soluții cum să vă rezolvați problemele, da? Dar eu cred că dacă vă rugați, da? Să nu uităm această catedrală, și dacă simțiți și încercați să manifestați altfel de energie, da? Benefică, de gratitudine, de confort, de regăsire de sine. Dacă vă rugați, veți găsi și soluțiile, veți ieși. Oricum, e bine că este în poziția fricii, pentru că până la urmă este o carte care exprimă o frică normală pe care toți o avem, da? Ce vă doriți? Vă doriți împărăteasa. Vă doriți în primul și în primul rând să ieșiți din aceste lipsuri financiare, poate să vă refaceți, repet, sănătatea dacă a fost afectată în această perioadă. Vă doriți nu doar refacere financiară, vă doriți abundență. Aceasta este cartea care reprezintă abundență maximă. Este Venus. Da? Să nu uităm semnului Venus. Poate prin martie să o aveți. Să ajungeți la această stare și de gratitudine și de confort emoțional, financiar, material, spiritual, e o carte spirituală. Poate unii dintre voi vă doriți o femeie pe care o vedeți ca și mama copiilor voștri, pentru că aveți îndrăgostiții în suflet, sunteți îndrăgostiți de cineva în semn de taur sau balanță sau care manifestă aceste energii, aceste calități și v-ați dori ca această persoană să fie mama copiilor voștri sau până la a fi mamă, vă doriți să vă fie iubită. Spun asta pentru că finalul pentru februarie este 4 de bâte, ceea ce înseamnă, după cum vedeți, Twin Flame, să nu uităm că aveți aici îndrăgostiții, știți povestea sufletelor flăcărilor gemene, da? Dacă nu o să vă spun vreodată, reprezintă două persoane care pun bazele unei relații de lungă durată. Și o relație nu bazată pe noțiuni materialiste, ba pe pasiune, pe dragoste. Bâtele reprezintă pasiune. Și e normal, pentru că aveți îndrăgostiții, nu și vă doriți această carte perfectă. Reprezintă perfecțiunea la nivel feminin, da? Deci, într-un final de februarie, simt că veți intra într-o relație în cazul în care nu sunteți. Dacă sunteți deja, puneți sau manifestați o altă etapă, un nou ciclu în relația cu cel drag, cu cel apropiat. Treceți peste aceste probleme financiare, treceți peste probleme în general și manifestați bucurie, gratitudine. Vedeți că se bucură. Se bucură și au și abundență. Nu știu de ce e cartea a patra, dar oricum vedeți aici un dovleac, deci probabil că poate să meargă până în toamnă, da? Starea asta de bucurie, de gratitudine. Va trebui să închid și să revin în partea a doua.